Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O anchetă surprinzătoare de furt. Un cioban a reclamat că hoții au dat lovitura la stâna lui, de unde au furat 8 miei și câinii. Cum și câinii? Asta, aici m-am oprit. Deci miei, dar câinii ca erau ca miei? Băi, adică papis sau... Singurii câini de care nu mă apropii, de care, nu că mi-e frică, dar prefer să mențin distanța, singurii câini cu care nu m-am înțeles niciodată sunt câinii ciobănești. V-ați întâlnit vreodată, când ați mai fost așa, pe unde ați mai fost, prin sălbăticiile României, cu vreo turmă cu ciuben și cu câini? Mai ne-am întâlnit. Măi, nenică. Câinii aia sunt ceva, adică poate cine știe, avea ceva pe chinezi sau era un cioban urban. Sau erau papis, ca să nu înțeleg. Păi asta, ce papis, adică cățeluși. Cățeluși. De ce nu... De ce nu le spui? Așa scrie pe, pe punga de... de mâncare pentru căței. Papis? Papis. Nu mi-l lua tu, care ne-ai introdus tot felul de trolling și de cuvinte de oamenii, nu le înțeleg. Papis de trolling. Mă, dar ce au special? Pentru că eu știu oameni care se duc spre orice câine, inclusiv ciobănesc, se duc fără nicio problemă. Papizii se duc la... Da. Oricine. Și cunosc oameni, eu, care se duc în direcția cealaltă, orice câine ar fi. Da, nu, ăștia câinii ciobănești pot fi... Băi, sunt înfricoșători, adică sunt dihănii, sunt niște dihănii. Am văzut, te sperie că-s cât tine? Nu asta, nu, că am... Adică nu mărimea câinelui, ci atitudinea lui. Câinii au... Sunt foarte ușor de înțeles, sincer, mie mi se par foarte ușor de înțeles. Și știi întotdeauna dacă ce vor să se... Băi, ciobănești îți transmit că sunt periculoși și mai bine nu te apropii. Okay. Și în principiu, dacă ei la fugă sau dacă faci o greșeală, e ajung. Deci sunt periculoși, înțelegi? Și cred că îi hrănesc cu pietre sau ceva, adică ar mânca orice, ar mânca copii cruzi și vilegiaturiști și bucureșteni ieșiți la picnic. Ne-am făcut o dată de mult, cu mult, mulți ani în urmă, un picnic cu niște amici, un grătar, de fapt. Ne-am dus, am făcut un grătar și deodată a apărut un cioban cu o turmă de oi și trei câini ciobănești, care ne-au mârâit de la o distanță mare. Ciobanul a gândit, nu știu ce, dalea la ei, s-au oprit. S-au așezat la vreo 20 de metri, 15 metri, se uitau la noi. Și eram ușor intimidați de prezența lor. Adică eram, ce facem acum? Știi? Ce facem acum? Și unul dintre amici a luat bucata de slană. Era o slană tip talpă, o chestie necomestibilă pe care o foloseam doar ca să ungem grătarul ăla de fontă, știi? Ca să, înainte de... Și a aruncat-o spre un câine. Ia mă, poate să vedem ce face. Și câinele a prins-o din zbor și a aruncat-o înapoi. Băi, a înghițit-o pe toată odată. Era o bucată, ce să spun, era mare, era aproape cât jumătate de antebraț, înțelegi? A prins-o din zbor și a și a înghițit, adică nu s-a avut nicio problemă să o mestece. Lucru care, în loc să ne facă să credem că sunt prietenit cu noi, ne-a făcut și mai circumspect. Adică, bă, dacă ăsta așa mănâncă o bucată, ce să zic, cât o bară de salam de slănină, o înghite cu totul, ce ne facem noi acum? Și norocul a fost că ciobanul avea treabă undeva și a plecat. Dar nu înțeleg cum poți să furi câinii ciobănești. Poate s-au dus cu elefanții după ei. Cu o turmă de elefanți. Da. Ancheta a mers repede. Doar două zile mai târziu hoții au fost prinși, trei persoane. Citez din comunicatul poliției: prejudiciul în valoare de 6.000 de lei a fost recuperat în totalitate și predat persoanei vătămate. Acum, prejudiciul nu se spune dacă mai era în viață sau nu. Deci dacă miei respectivi mai erau vii când au fost recuperați sau fuseseră deja făcuți friptură. Cred că și... oricum tot acolo se ajungea. Da, și dacă mă întreb pe mine. În fine, nu înțeleg dacă niște câini ciobănești care sunt furați se consideră prejudiciu și dacă da, pentru cine? Adică ei cu cât sunt, când, la ce evaluare sunt? Câinele ciobănesc furat, care se lasă furat, el ce valoare mai are? Ciobanul ăsta. Sentimental. Sentiment. Câinii ciobănești, dacă mergi spre ei, sunt liniștiți, poți fi mângâiați. Uite, problema e când mergi spre oi. Poți sunt foarte agresiv când te îndrepti spre oi. Mângâiați odată cu mâna dreaptă și odată cu mâna stângă, și după aceea nu mai. Uite un secret, ar putea funcționa. Dacă miroși a oaie, nu-ți fac nimic. Zic că ești de-a lor. Te ungi cu seu, repede. Te ungi cu oaie. Da, uite, altcineva are o posibilă explicație. Da. Spune că poate erau câini de întors turma. Sunt niște câini de talie mică, medie, foarte energici. Asta. Doar aleargă și ghidează turma. Nu cred că aleargă de bezmetici în jurul turmei. Foarte mișto aia. Dar aia sunt border collie, nu cred că avem în România. Nu, prea cred că ne permitem de întors noi. Cred că avem numai de mânat. Eu am văzut că cei mai noștri pentru întors turma folosesc niște copii care aleargă dintr-o parte într-alta.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.